crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. 800 de euro în această dimineață dacă Laura răspunde la 4 întrebări. Bună dimineața, Laura, binevenit. Bună, Laura. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Ești pe hands-free, dacă nu mă înșel, la cum se aude? Ești pe uverturi? Da. Auzim destul de dificil. Cine mai e cu tine în mașină? Nimeni. Nimeni, ești singură. Da. Bine. Tocmai mi-am lăsat copilul la școală. Bravo. Ai varianta în care rămâi așa, dar te auzim destul de dificil. Sau varianta în care tragi pe dreapta și ne auzim la telefon mai bine. Am tras pe dreapta. Da. Acum. Atunci ești de pe hands-free, pune telefonul la ureche și hai să ne auzim mai bine. Laura este din Chiajna și merge către serviciu. N-ajungi până la finalul. Oricum n-ai fi ajuns până la final. O poveste tip standard. Se pleacă din Chiajna pe Bulevardul Verturii, care e parcurs în 30-40 de minute, o oră. Cam și o prietenă locuiesc acolo. Exact. E un coșmar. Da. Unul dintre coșmarurile... Unde trebuie să ajungi, Laura? Indiferent. Nu, tocmai mi-am lăsat copilul la școală în București și acum mă întorc înapoi în Chiajna. Și sunt aproape de Verturii, exact. Așa, ajungi la prânz, mănânci ceva și te duci să iei. Da. Nu te duc chiar până acasă. Bine. Avem 100 de euro pentru prima întrebare, Laura, 200 la a doua, 400 și respectiv 800 la final. Da. Te-ai gândit ce faci cu banii ăștia dacă iei? Nu știu, niște cadouri, că tot vine Crăciunul. Bravo. E simplu să-i cheltui, adică. Da. Nu trebuie să-ți faci prea multe planuri. Luca a pregătit întrebări, setul de întrebări simple astăzi. Azi destul de simple. De fapt, toată săptămâna a zis că o să fie numai întrebări simple. Stăm în promoție. Ihil, în promoție non-stop. Bine, Laura, dacă ești pregătită, începem, da? 6 secunde, știi regulamentul. Perfect. Stai așa, că n-am pregătit sunetul. Am vorbit cu tine și m-am luat cu vorba și... Hai, mult succes! Mulțumesc! 100 de euro. Laura, pentru 100 de euro, spune-ne care este limba oficială în Brazilia. Portugheza. Bun. Bun început. €100 sunt ca ai tăi. De fapt, sunt ai tăi, Laura. Ce să mai... Da, mulțumesc. Felicitări. Avem 200 de euro. Mergem după ei? Da. Bravo. 200 de euro. Mă rog. Laura, hai că nu te mai fierb, că tu ești și pe dreapta și așa e trafic în față. Dacă era pe stânga, era altceva? Păi nu, dar zic că ține, nu e într-o situație foarte confortabilă. Laura, fii atentă că întrebarea asta e mai lungă, dar e simplă, da? Da. Bun, pentru 200 de euro. Ce regat a condus Ioan Sobieschi, cel care, potrivit novelei lui Negruția, a sediat cetatea Neamțului apărată doar de o mână de plăieși? Deci, Sobieschi era regele cărei țări? Poloniei, dar nu... Las-o așa. Bine că s-a terminat timpul, că cine știe ce ziceai. Ce voie să mai zici? Îl luăm în considerare Polonia, dar ce voie să mai zici? Polonia. Nu, Polonia, așa mi-aduc aminte, că era din partea aia. Sobieschi. Polonez, jet by jet. Jet by jet, da. Dar în vremea aia, mă rog, din regatul Poloniei făcea parte cumva și Lituania. Dar este răspuns corect, Polonia. 200 de euro sunt ai tăi. Da. Mergem mai departe. Ia uite, domnule, nici apucăm să o întrebăm, că zice că mergem mai departe. Lana, acum nu mai oprește nimeni. Păi, dar nu știu, azi e 13, poate cu noroc. Dacă nu, nu. Gata, domnule. A tras. 400 de euro. A tras pe dreapta pe Verturii, se uită cum traficul stă pe lângă ea. Bun. Mamă, merge până la capăt și ia toți banii, fiți atenți. Pentru 400 de euro, Laura. Da. Te concentrezi că sigur știi. Cum se numește lancia de mari dimensiuni legată cu o funie lungă, folosită în special pentru vânarea balenelor?
Nu știu. Mai e și mai mică. Cu ce aruncă în balene? E o întrebare... O săgeată, care... nu știu. O săgeată mare. Păi și cum se cheamă săgeată? Săgeată tip? Har... Harpon. Așa, harpon. Frate, harponul. Da. Harponul e scula harpagonului. Laura, ne pare rău. Of. Da. Că te-am încuiat cu harponul. Nu-i nicio problemă. Nu face nimic, te duci acum în jur puțin. Da. Nu înjură nimeni. N-ai pierdut nimic, oricum că au trecut doar vreo 3 mașini de când ai uitat spre dreapta, nu? Da. O să o iei pe jos. Bine. Câteodată zine să o iei pe jos pe bulevardele astea ale Bucureștiului pe care se circulă pe o bandă pe sens, așa e, Uverturii, pentru cei care nu știu sau nu sunt din București. Bulevardul Uverturii e un bulevard cu o bandă pe sens, practic. O bună bucată. Aici, colo, mai e și două. Dar, în general, e una. Și se merge... Iar acolo s-a dezvoltat foarte mult Chiajna. S-au mutat foarte mult. Lasă-mă să vedem. Cât poți să vorbi despre Uverturii? Vă pot vorbi despre, da, despre Chiajna și zona militară. Minute în șir. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.